Vă reamintesc, suntem în capitolul 5 al epistolei către Galateni. Învățăm de la Apostolul Pavel cum să umblăm în Duhul. Orice altceva îi spune sau ți s-ar spune despre creștinism, ai grijă să nu uiți niciodată esențialul acesta. Te face liber, te ridică, te scoate la liman, te descătușează. Iisus Hristos te eliberează din temniță, te scoate la lumină. El a luat asupra lui pedeapsa ce ți se cuvenea, ni se cuvenea tuturor, și a plătit prin jertfa sa prețul libertății tale de a dispune de viața nouă și împlinitoare pe care ți-o pune la dispoziție. Viață din plin și mai cu seamă viață veșnică. Așa că ai grijă, nu îngădui ca cineva sau ceva să te înșele ori să te înlănțuie iarăși. Cam asta se întâmpla cu galatenii. De aceea a fost nevoie ca Apostolul Pavel să intervină ferm. Din ce altceva te-a eliberat Iisus Hristos? Din această lume rea, scrie în Galateni 1, versetul 4. Așa că n-are rost să te întorci în ea și să-i slujești. Ne-a eliberat de cel rău. Înainte ca Iisus să te izbăvească, erai la cheremul demonilor. Îi urmai și jucai după cum îți cântau. Dar de acum, gata. Hristos te-a eliberat dintr-o viață creștină cu frustrări. Citește Galateni 2, versetul 20. Acum ești liber să asculți, să te supui, liber să trăiești fără vină, fără teamă, fără mustrările unei conștiințe vinovate. Hristos te-a izbăvit de cerințele imposibile ale legalismului, ale legii în genere. Galateni 3, versetul 13. Și de asemenea, te-a scos din lanțurile dorințelor firești. Ceea ce-ți dorești acum e cu totul altceva și mult mai înalt și incomparabil, mai curat și mai nobil. Și pentru că ești liber, poți să vii cu îndrăzneală în rugăciune înaintea Domnului. Așadar, Iisus ne-a făcut liberi. Dar cum ne putem menține, cum putem trăi și lucra liberi? Undeva adânc în noi e o luptă înverșunată, un război civil în toată regula, între cele două naturi. Carnea și Duhul sunt într-un conflict ireconciliabil. Nu există zi în care să nu duci această bătălie. E o confruntare dură care nu te va lăsa să crești. Dacă ești creștin, ești miza și terenul unei teribile încleștări. Iisus Hristos e garanția că vei răzbate prin acest război. El ți-a trimis Duhul Sfânt care să te ajute. Înainte să intrăm în detalii despre cum arată viața creștină liberă și biruitoare, să ne fie la fel de clar care sunt și cum arată faptele firii, lucrările cărnii. Lista din Galateni 5, de la versetul 19 la 21, nu este nici pe departe exhaustivă, completă, dar conține destule lucruri care îți pot întoarce stomacul pe dos de silă. Nu cumva ai întâlnit acolo vreunele dintre păcatele cu care te lupți încă? Aceste fapte ale cărnii reprezintă ce faci tu, dar Duhul lui Dumnezeu produce în tine roduri care modelează ceea ce ești tu. Secretul rodirii este supunerea totală și necondiționată Duhului Sfânt care locuiește în tine. El va produce roada sa de plină în tine când te vei pune cu totul la dispoziția sa. Când faci așa, aceste trăsături de caracter vor deveni tot mai vizibile în tine, și anume dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Ce spuneți? Socotiți că sunt în creștere acestea în viața fiecăruia? Nu ne bazăm pe ce ne spun alții, nu ne pasă dacă ne judecă, dar trebuie să ne cercetăm și să știm în orice moment ce fel de roade produce viața noastră.